キコリキ。Ce va aduce vântul? Vântul bate către țărm. Este aproape ora 5. O să înceapă să sufle către mare acum. Nu o să lipsesc mult. O să mă întorc până la 5. Vezi tu, briza este vântul local. Suflă de-a lungul malurilor. Briza își schimbă direcția de două ori pe zi. Asta e din cauza că marea și uscatul nu se încălzesc la fel. În timpul zilei suflă dinspre mare, iar seara, când malul se răcește, suflă dinspre uscat. De unde știi toate astea? Mult, mult timp în urmă mi-a povestit un capitan de corabie. Știe multe despre vânt pentru că este capitanul unui vapor cu pânze foarte mare. Și unde s-a dus? S-a dus cu vântul. Dar a spus că dacă o să prindă un vânt favorabil, o să se întoarcă cu siguranță. Dacă ea ar fi vrut asta, ar fi putut să se întoarcă de 100 de ori. Tu nu știi cât de repede se schimbă vremea pe mare. Sunt atât de mulți curenți acolo și trebuie să-l prinzi exact pe cel care îți trebuie. Este bine atunci când pornește reversul musonilor. Asta e atunci când vânturile suferă o schimbare. În timpul verii suflă dinspre mare, iar în timpul iernii suflă dinspre uscat. Așa că poți pleca pe un vânt iarna și te poți întoarce tot pe el vara. Dar sunt de asemenea și vânturile alizeie. Ele suflă doar într-o singură direcție și dacă ai plecat pe ele, nu te poți întoarce decât dacă ai făcut înconjurul lumii. Ora 5. Vântul își va schimba acum direcția. Da. Haide, trebuie să atârnăm ciupercile la uscat.
la orizont? Tu stai aici și urmărești orizontul zilnic? Va veni curând iarna, iar soarele nu va mai încălzi pământul, iar vântul va sufla doar dinspre mare. Nu o să mai vin aici până la primăvară. Vântul își schimbă direcția. Ora 5. Da, da, putem merge acum. Vântul cântă același cântec învechit. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Nu rata următoarele aventuri! Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele!